Luni dimineața, primarul Rădăuțiului Bogdan Loghin a inspectat stadiul lucrărilor de pe strada Bogdan Vodă, intersecția cu Mihai Viteazul. Loghin a ținut să precizeze că acum se lucrează la trotuare, montarea de borduri, la rigole sau la mutarea unor stâlpi de iluminat, mai puțin la asfaltare. Această operațiune fiind lăsată pentru primăvara anului viitor. Suntem aici în intersecția, mă știm tot, Rădăuțeni la Doi Voievozi. Este o intersecție cu probleme de foarte mult timp. Din păcate, în mandatul trecut nu s-a reușit a se rezolva această problemă. O să filmați aici, în momentul când am venit cu trotuarul, eram viceprimar, l-am proiectat în așa fel încât să rămână lărgită zona pentru a lărgi intersecția, dar nu s-a întâmplat acest lucru. Din păcate, la fel spun că am găsit în proiectul inițial, cel de asfaltare al lui Bogdan Vodă, doar bandă pentru înainte, nu era și intersecția lărgită. Am vorbit cu proiectantul, am vorbit cu poliția, este tot în regulă, se vor da avizele necesare și vom lărgi această intersecție. Deci vom veni cu bandă dinspre Bogdan Vodă, înspre Mihai Viteazul, cu bandă la dreapta lărgită pe toată această bucată, iar de la un moment dat vor veni parcările retrase în trotuar pentru a putea încape aceste mașini, astfel ca fluxul să nu fie deranjat. Cu timpul, după ce vom da drumul la centură, și asta se va întâmpla în luna decembrie, vom urmări traficul în această zonă, iar dacă va fi necesar, voi lua toate măsurile necesare pentru a semaforiza această intersecție. Trecerea de pieton va fi puțin mutată mai încolo. Am procedat la mutarea stâlpului în această zonă și iluminatul vom muta de acolo pentru a face loc la banda respectivă. În partea aceasta va fi din nou, la fel va fi retras puțin colțul pentru a putea intra cu ușurință mașinile de mare tonaj, dar tot aici la dumneavoastră vă spun că din momentul în care vom semaforiza și vom da drumul la centură, voi veni cu un proiect de hotărâre pentru ca toate mașinile de mare tonaj să plătească taxă în momentul în care intră în municipiul Rădăuți. Nu este vorba numai că avem nevoie de bani la buget, dar este ceva de bun simț ca să nu ne batem joc de munca noastră.